Bună ziua tuturor celor care s-au alăturat. Începem imediat. Bună ziua tuturor și bine ați venit la webinarul din seria, primul webinar din seria de vorbă cu profesorii în sala de acasă, organizat în cadrul proiectului Școala pe Net, în care astăzi vom aduce din experiența învățătorilor care folosesc tehnologia pentru a păstra legătura cu elevilor în această perioadă. Eu sunt Adela Beca, fac parte din echipa Asociației TechSoup și sunt coordonatorul comunității de profesori în dreptar digital. Alături de mine sunt colegele mele, nu o să le vedeți, Elena Coman și Ana Stamatescu și, bineînțeles, invitatele noastre, trei doamne învățătoare din comunitatea în dreptar digital, ambasadorii programului, pe care le voi introduce foarte, foarte curând, după ce vă voi prezenta pe scurt cine suntem. O să închid camera pentru a putea să urmăriți mai bine ceea ce voi prezenta. Despre Școala pe Net, probabil ați auzit, așa ați ajuns și în acest webinar. Vă pot spune că alături de trei ONG-uri partenere, și anume Centrul pentru Resurse în Comunicare, Seeding Knowledge Foundation și Teach for Romania, am lansat proiectul Școala pe Net. Pe Școala pe Net găsiți deja ghiduri pentru utilizarea unor resurse de tehnologie, precum WhatsApp, Facebook, Zoom și Google Classroom, explicate pas cu pas în limba română, dar și articole didactice și povești ale profesorilor care folosesc aceste resurse. Precizez că platforma nu este una de cursuri online. După cum vă spuneam, acolo avem ghiduri practice în română pas cu pas pentru utilizarea platformelor menționate. Ca să înțelegeți puțin de ce suntem aici în fața dumneavoastră, din 2010, la Asociația TechSoup, creăm și oferim resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, tineri și profesori. Și avem un program dedicat, datorită căruia suntem astăzi aici, este vorba despre îndreptar digital. Programul nostru, Îndreptar Digital, este dedicat învățământului primar și în momentul de față înseamnă o comunitate de peste 6.000 de învățători, profesori și elevi de la profilul pedagogic. Tocmai pentru că lucrăm de mai bine de 2 ani în acest proiect cu oameni care duc instrumentele digitale în activități de predare, învățare, evaluare la clasă, unele dintre ele aplicate și în aceste săptămâni, ne-am gândit că cei mai în măsură să povestească despre experiențele de la clasă sunt învățătorii în dreptar digital.
Doamnele chiar m-au rugat să transmit că nu sunt aici să dea sfaturi sau recomandări, ci vor vorbi din experiența lor concretă de la clasă. Invitatele noastre vor răspunde la câteva întrebări adresate de noi, dar și întrebări primite de la dumneavoastră. Pe această cale vă mulțumesc pentru întrebările primite, sunt foarte relevante, iar pentru cele la care nu vom putea răspunde în acest webinar, le vom lua în calcul pentru articole sau webinarii următoare. De exemplu, pentru cele legate de ce facem cu elevii care nu au acces la tehnologie, subiecte legate de protecția imaginii elevilor sau cum se pot organiza directorii la nivel de școală pentru a păstra legătura cu elevii, vom avea webinarii în săptămânile următoare. Așadar, cu mulțumiri că sunt aici, vom vorbi astăzi cu Ana Clara Grecu, cu Diana Gheorghe și cu Alina Buduleanu. Așadar, doamnelor, o să vă rog să vă prezentați pe scurt. Unde predați, ce clasă aveți anul acesta și de unde sunteți. O să încep cu tine, Ana. Bună ziua, sunt Ana Clara Grecu, sunt profesor pentru învățământ primar la Liceul Tehnologic Carol I din Valea Doftanei și anul ăsta avem clasa a treia. Mulțumesc frumos, Diana! Diana, nu te auzim? Așa. Acum cred că da. Da, te auzim acum. Deci, mă numesc Diana Gheorghe, sunt profesor pentru învățământ primar la o școală din Ploiești, școala gimnazială George Emil Palade și anul acesta am clasa a patra. Mulțumesc frumos, Diana. Alina? Bună ziua tuturor, eu sunt Alina, sunt învățătoare de aproape 20 de ani, dar de 9 ani la școala gimnazială numărul 29 din Galați. Eu și cei 27 de copii ai mei suntem în clasa a doua și suntem pasionați de spațiul cosmic. Mulțumesc frumos, Alina! Acum că le-ați cunoscut pe doamnele învățătoare, nu vor mai apărea cu cameră pentru a vă putea împărtăși din munca lor. Și mă gândesc că suntem cu toții curioși să aflăm cum au început acum două săptămâni când s-au suspendat cursurile și unde sunt acum. Ana, o să încep tot cu tine. Păi, cred că am început cu ceva timp în urmă, cam 2 ani, când am început cursurile la îndreptar digital, am participat la cursuri, am descoperit cât de mult mă poate ajuta tehnologia în clasă, am văzut în telefon o oportunitate de a rămâne conectată cu copiii mei și mai ales acum, în aceste timpuri în care este greu pentru toată lumea să se conecteze, să se întoarcă la școală, le-am scris părinților mei un mesaj, pur și simplu, le-am spus că avem nevoie să fim împreună în continuare și le-am propus să facem, să folosim o aplicație prin care să ne întâlnim în fiecare zi. La început au fost mai puțini, pe parcurs am început să adunăm cât un coleg, cât un coleg, acum avem unul singur neconectat, dar de luni va fi și el împreună cu noi. Nu pot să spun că a fost ușor, am testat tot felul de aplicații, știți cum e cu spațiu insuficient pe telefoane, cu nervi, cu frustrări, cu părinți exasperați, dar cu răbdare am trecut peste tot, peste toate aceste momente. Ca să vă spun exact cum a fost, stăteam pe Zoom cu o parte din copii care reușiseră să se conecteze pe Zoom,
stăteam cu telefonul lipit de calculator cu Duo, pe aplicația Duo, încercând să-i fac să se audă unii cu ceilalți, pe cei care nu putuseră să se conecteze pe Zoom. Dar a fost bine, am trecut peste momentele astea, au reușit cu toții să se conecteze pe Zoom, s-au ajutat unii pe ceilalți și eu sunt fericită că nu m-am descurajat, deși nu puteam să îmi înțepeniseră și gâtul și mâinile după 90 de minute. Acum ne vedem zi de zi, avem două sesiuni de 40 de minute, cât ne permite Zoom-ul, dar e foarte bine că este așa. Avem 10 minute de pauză și ne bucurăm că suntem împreună. De ajuns, am ajuns exact acolo unde ne-am dorit, în clasă, lucrând împreună, râzând împreună, învățând unii de la ceilalți. Mulțumesc frumos, Ana! O să o invit pe Alina să ne povestească și cum a fost pentru ei, pentru ea și clasa ei. Sigur că da, cu mare drag. De la închiderea școlii până la începerea lucrului propriu-zis, pentru noi au trecut câteva zile, timp în care eu am simțit că pășesc pe nisipuri mișcătoare. Deși aveam experiența tehnologiei la clasă, suntem activi pe platforma educațională eTwinning de ceva timp, lucrăm cu aplicații pe telefoane mobile la clasă. Mediul online, de asemenea, a fost generos cu prezentarea numeroaselor platforme, instrumente, am avut tutoriale, modele la îndemână, însă pe cât de multe modele am avut, pe atât de greu mi-a fost să aleg o cale de urmat, pentru că, la fel ca dumneavoastră, consider că fie online, fie offline, învățarea trebuie să aibă sens pentru copii și pentru noi, noi trebuie să avem siguranța lucrului bine făcut. După o perioadă de căutări, de ezitări, am ales să lucrez cu copiii mei în Google Classroom, deși n-am lucrat niciodată în Google Classroom, dar platforma le amintește copiilor oarecum de e-twinning și nu am început cu ceea ce este greu, am luat treptat cu propuneri de activități care se pot lucra și online și offline, adică joculețe, dar și teme scrise. Fiecare copil își alege în funcție de disponibilitate și de calitatea conexiunii la internet ce lucrează și cum lucrează. Am început cu pași mici, încă nu am încercat toate minunățile din Google Classroom, dar suntem toți mulțumiți. Pe lângă Google Classroom folosesc WhatsApp și Zoom pentru comunicare, pentru socializare, schimb de produse ale activității, feedback. În prezent suntem pe un drum agreat de toți și ne mișcăm la unison, dar numai cu ajutorul părinților, pentru că suntem clasa a doua și părinții ne stau umăr la umăr. Mulțumesc frumos, Alina! O să-i drag. Pe Diana să ne povestească și din experiența ei. Da. La fel ca și colegele mele, am folosit și noi în trecut multe aplicații digitale și m-am gândit că ne va fi totuși nu foarte greu să mergem pe acest drum. La început am căutat o platformă care să ne permită o întâlnire online. Pur și simplu am dat o căutare pe Google și mi-a sărit în ochi acest Zoom. Dar am zis că până îl accesăm, până ne obișnuim și până văd și eu cum merg treburile cu Zoom-ul, să putem să ne mișcăm cu ajutorul unui Padlet. Și am creat un Padlet pentru fiecare, câte o coloană pentru fiecare copil în parte și acolo postam temele pe care le aveau de făcut de o zi pe alta. Nu le-am dat când am stat acasă, eu nu le-am dat foarte mult de lucru. Le-am dat o temă de pe zi pe alta și chiar din acea seară am încercat să caut acest lucru, să caut o platformă care să ne putem vedea, să ne putem auzi, să explicăm lucruri, să vorbim, să ne simțim bine împreună și ei, la rândul lor, să nu simtă că școala este închisă. După ce am experimentat Zoom-ul, prima dată am stat și noi vreo 2 ore, până ne-am conectat, până am învățat cum să-l folosim, am renunțat la acel Padlet pentru teme și discutam zi de zi ce teme am avut, o citeam, explicam unde era cazul și încet, încet am învățat să folosim și instrumentele pe care le deține Zoom, tabla aceea
foarte bună unde puteam scrie, dar și să share-uim diverse filmulețe, diverse fișe și așa mai departe. Și noi suntem obișnuiți să lucrăm, ca și colegele mele, în eTwinning și noi suntem obișnuiți să lucrăm la clasă cu diferite aplicații digitale, iar faptul că Zoom-ul ne permite să folosim telefonul și mulți copii au telefon, cel puțin din punctul meu de vedere, știu că există locuri unde nu se poate așa, dar pliată pe clasa mea, am zis, este foarte bun Zoom-ul și îl vom folosi în continuare. L-am folosit 3 zile în săptămâna în care noi am luat așa mică, așa zisa vacanță, dar apoi l-am folosit doar la început și la sfârșit, pentru că la noi în școală s-a derulat școala altfel. Săptămâna aceasta am reluat Zoom și ne-am reluat lecțiile. Ei s-au obișnuit. Acum încercăm și noi acel Google Classroom. Este prima dată și pentru mine și pentru ei. Dar am început să ne descurcăm și să sperăm că totul va fi bine în continuare și vom trece peste tot și ne vom întâlni față în față din nou la școală. Mulțumesc frumos, Diana. Mulțumesc tuturor. O altă întrebare care a apărut este legată de cum se desfășoară școala de acasă. O zi care ar fi normală la școală, cum reușiți să o duceți către elevii voștri acasă? Și aici eu știu că o să ne arătați câteva lucruri despre activitățile în care au fost foarte implicați elevii voștri. O să încep cu tine, Alina, dacă este ok. Eu voi da stop share pentru a putea tu să ne povestești despre activitățile tale. Sigur că da, mulțumesc. Am imediat accesez share screen. O confirmare că se vede ecranul. Se vede, se vede. Mulțumesc, Adela. Pentru noi, așa cum am spus, totul trebuia să aibă sens și pentru noi învățarea are sens dacă conținuturile vin din ceea ce ne place. Suntem pasionați de spațiul cosmic. Încă de anul trecut, cei 27 ai mei au studiat Luna, au aselenizat și au construit o bază pe Lună. Această experiență anterioară pe mine m-a ajutat să creez un cadru emoțional pentru tot ce se întâmplă acum. La noi, în Zoom, totul a început cu mesajul către toți membrii echipajului: aici centrul de comandă. Situația este critică. Repet, situația este critică. De aici nefirescul din jur pentru copiii mei a devenit firesc, pentru că ei percep astronauții ca pe supereroi, obișnuiți cu izolarea în cabine, cu lucruri sub presiune, în medii toxice, care presupun echipamente speciale. Copiilor mele place să se identifice cu astfel de modele, astfel că în această perioadă, cei 27 ai mei sunt în Google Classroom, sunt și pe Zoom la 6 seara pentru împărtășirea produselor activității și pentru feedback și ne desfășurăm activitatea ca niște mini-astronauți aflați în baza noastră lunară. Google Classroom este structurat pe 4 teme majore: tehnici de comunicare, unde săptămânal copiii găsesc un text suport și 2-3 activități și jocuri legate de comunicare în limba română, pentru că astronauții trebuie să știe să comunice corect și eficient. Sisteme de calcul, unde copiii găsesc aplicații și joculețe de matematică și explorarea mediului. Câteva teste de evaluare națională, pentru că suntem clasa a doua, și secțiunea lor preferată, o bază pe Lună, unde găsesc provocări. Cam așa arată secțiunea tehnici de comunicare. Le prezint de regulă textul în StoryJumper. Este ușor de folosit și sunt multe tutoriale. Copiii accesează, parcurg textul și au de asemenea exerciții, joculețe pe care le pot rezolva. Unul dintre jocuri lucrat cu Learning Gaps, detectivul personajelor literare, trebuia să asocieze cartea cu personajul literar.
Ei înșiși își propun diverse provocări. Aici este un extras din grupul lor de WhatsApp. O fetiță le propune să inventeze un personaj și să scrie o poveste despre el cu un desen alăturat. Bineînțeles că au apărut și poveștile și desenele. În sisteme de calcul, după cum vă spuneam, au activități și joculețe conectate cu matematica și explorarea mediului, măsuri, măsurători. Suntem în misiune pe Terra și trebuie să aflăm cum măsoară oamenii de pe Terra diverse lucruri. Joculețele sunt lucrate în Wordwall, se lucrează foarte ușor cu Wordwall. Este o limită de 5 jocuri gratuit, dar ne descurcăm. De asemenea, au activități pe care le pot face offline, scurte teme. Și în secțiunea O bază pe lună avem provocări, precum realizează meniul unei zile din viața ta, bazat, bineînțeles, pe hrană sănătoasă, din orice materiale și seara în Zoom, când ne întâlnim, fiecare prezintă meniul ales. Aici avem meniuri de astronauți, pe care copiii chiar le-au încercat și au spus că sunt foarte gustoase. O altă provocare, mă antrenez ca un astronaut, un plan cu 5 exerciții fizice pe care copiii le pot efectua zilnic și care să-i țină în formă. Aici avem imagini din cabina unui astronaut executând exercițiile fizice. Emoție și echilibru. Timpul petrecut în spații închise cu gravitație mică ne poate afecta echilibrul emoțional. Mi-a plăcut teribil viziunea Adelinei, care ne propune un exercițiu simplu în 4 pași. Dacă ești trist și vrei să fii fericit, te gândești la ce-ți place și te simți vesel. Familia îi face pe copii să se simtă echilibrați și fericiți. Ne-am alăturat campaniei binecunoscute. Muzica în spațiu, o altă activitate care lor le-a plăcut foarte mult. Au creat un playlist cu 5 melodii și le-am ascultat în stația noastră lunară. Pe Zoom seara ne vedem, socializăm, pentru că avem nevoie de feedback, avem nevoie de socializare, avem nevoie să ne simțim aproape, tocmai cum au spus și colegele mele. Copiii fac schimb de practici sănătoase, care îi ajută să-și mențină echilibrul fizic și emoțional, se simt în siguranță în baza lor lunară și au familia aproape. Cam atât. Mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Nici nu știați voi pentru ce urmează să vă pregătiți. Da, foarte a fost interesant. Așa, o legătură neașteptată și da. Binevenită, oarecum, în asemenea context, nefericit. Foarte interesante și activitățile pentru elevi și cum le-au pus ei în practică. Vom merge mai departe cu ziua clasei Dianei. Hai să vedem, Diana, o să te rog să dai share screen pentru ecranul tău. Da. Bun. Acesta este un Padlet. L-am numit noi jurnalul săptămânii pentru că săptămâna trecută, la nivel de școală, s-a hotărât să avem școala altfel. Noi am propus fiecare niște teme. Doamna director împreună cu consilierul educativ le-a colectat și împreună au creat niște teme comune pentru toți elevii școlii, dar cu sarcini diferite în funcție de vârsta elevului. Toate activitățile clasei noastre se regăsesc în acest jurnal al săptămânii, scuzați. Eu am hotărât să facem acest jurnal și copiii l-au îmbrățișat cu succes. De aceea am creat acest jurnal, creând fiecare coloană pentru fiecare copil în parte. Ei nu au avut altceva de făcut decât să apese pe butonul plus și să atașeze pe zile ce au avut de făcut. Astfel încât, în prima zi am avut o vizită la muzeu online, am trimis 2-3 link-uri pentru 2-3 muzee, ei l-au ales pe muzeul Antipa, le-a plăcut lor mai mult, l-au vizionat, după care și-au scris în jurnal propriile impresii. Așa cum vedeți aici, fiecare și-a spus părerea despre muzeu. În a doua zi,
S-a stabilit a fi ziua educației pentru mediu, viață pentru om. Ce le-am propus pentru această zi, ei au avut de căutat informații despre uleiul uzat, dar în același timp am avut și temă apa. Pentru cele două teme, pentru această zi, ei au avut de căutat informații, de creat într-o aplicație Word Cloud câteva cuvinte care țin de tema respectivă și bineînțeles că ne-am legat și de poluare, au creat desene, au scris câteva cuvinte despre poluare. În ziua următoare, miercuri, ne-am alăturat și noi campaniei Totul va fi bine. Au colorat, au desenat acel curcubeu, dar în acea zi am sărbătorit și două zile importante care erau joi și vineri, dacă nu mă înșel, pe 20 și pe 21 martie. În primul rând, ziua fericirii și am vrut să facem prăjitura fericirii. Această prăjitură a fost, de fapt, inițial propusă de o elevă de la gimnaziu. Ea a creat un filmuleț cu etapele realizării acestui preparat. Doamna director ni l-a trimis nou, iar noi copiilor. Este ușor de făcut și, după cum vedeți, copiii l-au realizat chiar două zile la rând. N-au putut să se abțină, să nu mai facă încă o dată această prăjitură a fericirii. În același timp, am sărbătorit ziua amabilității, care este pe 21 martie și este o ocazie excelentă să ne amintim că lumea este mai bună atunci când manifestăm recunoștință și bunătate. Să nu uităm că și lucrurile simple pot face diferența. Astfel încât elevii au avut de scris un bilet de mulțumire pentru o faptă bună. Și am aici două prietene în același timp care și-au scris câte un bilețel, dar au mai fost și alți copii care au scris astfel de bilețele. Apoi le-am trimis un link cu o poveste despre fericire și ei au citit acea poveste, iar la finalul săptămânii când ne-am reîntâlnit online și a fost acea întâlnire online pentru impresii, mi-au spus și câteva impresii despre această poveste. În ziua următoare a fost ziua verde. Știm bine că UNESCO sărbătorește pe 21 martie ziua pădurilor. Și atunci s-a stabilit să avem și noi o astfel de zi. Copiii au avut de realizat un desen și apoi să-l decupeze, astfel încât să creeze un puzzle, bineînțeles să-l și reasambleze. În același timp ne-am folosit din nou de acea aplicație Word Cloud pentru a crea o imagine și de preferat a fost un copac, iar ei au ales ca și în această imagine un brad, dar în același timp le-am creat și eu un puzzle, iar ei s-au jucat cu acest puzzle într-un link unde au încercat și ei într-un proiect e-twinning să creeze un astfel de puzzle, dar de data aceasta l-am creat eu, iar ei doar s-au jucat. În același timp, tot joi, am avut de sărbătorit Ziua Internațională a Meteorologiei, care știm că se sărbătorește pe 23 martie. Iar pentru acest lucru, copiii au avut de realizat un calendar pe luna martie, în care au pus semne convenționale cum era timpul. Bineînțeles că zilele de după noi, până la sfârșitul lunii martie, și le-au imaginat cum ar vrea ei să fie timpul. Bun. În aceea zi ne-am prezentat și o carte pe care am citit-o până în acea zi și fiecare, nu le-am dat o carte anume, fiecare și-au ales cartea,
au citit-o și apoi au scris câteva impresii despre ceea ce au citit. Vineri a fost dedicată Ziua Poeziei, care de asemenea se sărbătorește la 21 martie și pentru că în luna martie George Topurceanul este ziua când s-a născut, în luna martie, atunci am hotărât să alegem poezia Primăvara. Le-am trimis-o ca să fiu sigură că o au și o pot citi, după care au întocmit fișe de lectură sub diverse forme, au căutat date despre autor și în final au realizat Zâna Primăverii, așa cum reiese din poezie. Aici avem o fișă de lectură sub forma unui fluturaș, aici este sub forma unui soare, fiecare cum a simțit. Iar aici o fetiță talentată a desenat portretul Zânei Primăverii. În aceeași zi am mai avut de făcut o simplă compunere în care să argumentăm și să oferim exemple ce îmi place să fac. Și aceeași fetiță a spus că ei place să cânte, de fapt este talentată, dar avem și copii cărora le place să citească, nu numai eu, dar sunt și copii care, bineînțeles, au preferat jocul. Toate aceste lucruri au fost, așa cum am spus, postate în acest jurnal. Lordi s-a trimis tema cu o zi înainte, dar spre seară, iar vineri, la sfârșitul săptămânii, ne-am întâlnit pe Zoom și ne-am spus impresiile pentru această săptămână. Acum am început să intrăm și să repetăm în continuare ceea ce am învățat, pentru că s-a terminat școala altfel, și vom vedea ce mai fi mai departe. Mulțumesc! Adela? Acum cred că mă aud. Da, te aud, te auzim. Așa. Îi mulțumim Dianei pentru o altfel de săptămână altfel și sunt convinsă că îi va inspira pe mulți dintre cei care ne ascultă, atât pentru o viitoare săptămână altfel, dar chiar și pentru activități de zi cu zi. Voi trece acum la Ana. Ana, voi șerui de la mine ecranul, iar mulțumesc, tu vei vedea pe ecran fotografiile și vei completa tu pentru fiecare în parte. Mulțumesc frumos, Adela. Mă bucur atât de mult să le ascult pe Alina și pe Diana. Învăț atât de multe lucruri de la ele întotdeauna. Și la noi o zi în sala de clasă, mie mi se pare că arată minunat. Avem de ceva timp un grupuleț pe WhatsApp, acolo le trimit linkul de conectare. I-am întrebat ce oră își doresc, la ce oră își doresc să ne întâlnim. Ei au ales ora 4, noi oricum anul acesta învățam după amiază, așa că pentru mine a fost foarte bine. Dar pe la 4 fără un sfert, chiar și mai devreme, încep să primesc mesaje. Doamna, mai sunt 4 minute, doamna, mai este un minut, doamna, unde este linkul? Nerăbdători să se întâlnească. Intrăm în sală și ne salutăm exact ca în clasă. Ne facem complimente unii altora, ne spunem, vai, ce drăguț arăți azi, ce frumos ai prins părul în codițe, ce bluză drăguță, la fel ca în clasă. După aceea oprim microfoanele, am stabilit regula că trebuie să avem toate microfoanele oprite ca să putem să vorbim pe rând și să putem să ne auzim. Am făcut un pic de matematică și un pic de limba română. La limba română, de exemplu, am folosit manualul virtual, ei îl folosesc pe cel clasic. Îmi vine să râd pentru că în aceste poze au fost zilele de la început, când ne-am chinuit foarte tare să ne întâlnim, când stăteam cu telefonul în mână și cu laptopul alături. Poza mi-a făcut-o copilul meu ca să râdă de mine, dar
Este o dovadă că ne-am chinuit foarte mult să găsim cea mai bună metodă să ne întâlnim. Vă spuneam că la română folosim manualul virtual sau pe cel fizic. Am învățat de la Claudia Chiru și mă bucur mult că pot să învăț de la oameni ca voi și ca ceilalți care share-uiesc tot ce fac. Am învățat să lucrăm în grupuri mici. Noi lucram în clasă și eram triști că nu putem face lucrul ăsta și pe Zoom. Dar am văzut un tutorial al Claudiei și am învățat că putem să lucrăm în grupuri mici. Bucuria a fost imensă. S-au împărțit, îi împarte calculatorul, îi împarte aplicația, dar pot să-i așez și eu pe urmă cum îmi doresc. Și a fost un mod de a-i face să se cunoască mai bine și să lucreze chiar și pe cei care refuzau să lucreze cu anumiți colegi. N-au avut de ales, au lucrat, iar rezultatele s-au văzut după o săptămână, pentru că acum se împacă mult mai bine și au început să vadă că au afinități cu colegi pe care chiar nu-i cunoșteau așa după 4 ani împreună. Ce facem în timpul orelor? La română, de exemplu, citim, identificăm părțile de vorbire învățate, folosim fișe, am avut un joculeț, am încercat. Aici suntem într-o cameră, într-una din camere, în care eu pot să intru și să văd ce fac. Le-am spus, haideți să ne jucăm cu substantivul propriu. Fiecare coleg să lucreze cu cine a picat în cameră, vă împărțiți între voi, vă alegeți numele voastre ca substantiv propriu și căutați adjective care să vă denumească, să spună despre, să vă definească. Adjectivele care vă definesc, care îi definesc pe colegii voștri și apoi acțiuni, folosim verbul ca să scriem acțiuni pe care colegii le-ar putea face sau le fac deja. Le-a plăcut foarte mult și le-a plăcut să lucreze în camere separate cu colegii, cu colegilor. Am jucat și Kahoot, am reușit să jucăm Kahoot. A mers greu la început, dar ei au găsit soluția. Sunt atât de inventivi și găsesc lucrurile atât de repede, găsesc soluții la problemele pe care noi, adulții, aproape că nu știm cum să le rezolvăm. Treceau de la pagina cu Kahoot, o puneau în bară și răspundeau, treceau înapoi la imaginea de pe ecran, s-au descurcat minunat. La final, după ce terminăm activitățile, după ce lucrăm în grupulețe mici, ne întoarcem în camera mare de pe Zoom și povestim ce am făcut, povestim cum am lucrat, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut și la final, când se închide sesiunea de 40 de minute, întotdeauna Andrei spune: Doamna, dar ăștia de la Zoom au ceva cu noi, nu ne lasă să stăm mai mult. Și-ar dori mai mult, își doresc să fie împreună. Suntem o familie și regretă că nu putem fi împreună în clasă ca de obicei. Aici, pe tabla de pe Zoom, am putut să scriem, există opțiunea de text, eu le-am scris textele și ei au avut de subliniat adjective, substantive, pronume, în funcție de ce le spuneam, ce discutam cu ei. Ei îmi dictau și ei scriau, și eu scriam, pardon, pentru că ei nu au opțiunea text, au numai opțiunea, pot sublinia, pot scrie de mână, dar e destul de greu, așa că eu cu opțiunea text scriam după dictare. Am ajuns să fac și eu, să scriu după dictare. Ei să dicteze și eu să scriu. Cam așa arată ziua noastră. Stăm două sesiuni de 40 de minute, 10 minute pauză, dar pauză pentru, nu știu pentru cine e pauză, pentru că în pauză sunt bombardată pe WhatsApp cu întrebări.
simt nevoia să comunice, copiii simt nevoia să vorbească, au nevoie să fim împreună. Dacă ne aici, poți povesti, Ana, și despre vizita virtuală. Despre imaginea de aici, da, am zis hai să vă fac o surpriză și am intrat împreună cu ei într-un tur virtual în două muzee. Am ales Muzeul Aviației pentru că tocmai citisem despre Aurel Vlaicu și știind că s-a prăbușit cu avionul aproape de noi, la Bănești, le-am explicat, le-am povestit și am zis haideți să vedem și să facem și un tur virtual. Am mers și în Muzeul Antipa, unde le-a plăcut foarte tare și ne-am gândit, gata, acum știm ce vom face la vară când vom putea pleca într-o excursie. Știm ce vrem să vizităm, să vedem și pe viu. Aici este din muzeu. E destul de greu, se vede destul de greu, dar într-un final este important că suntem împreună, că discutăm, că vedem lucruri, că putem sta de vorbă. Cred că asta contează cel mai mult în perioada pe care o trăim acum, să le fim alături, să le arătăm că ne pasă și că vrem să ne conectăm cu ei, că suntem hotărâți să fim împreună. Mulțumesc frumos, Ana! Dacă vrei să ne povestești despre următoarele imagini pe care le-am primit de la tine, ca să nu mai revin apoi în ele, despre aceste desene. Da, noi nu doar învățăm, noi stăm foarte mult de vorbă și împărtășim unii altora ce facem. Este un desen, este desenul Mariei, Maria are doi papagali, adoră să deseneze și ne-a trimis un desen făcut de ea, cu papagalii din dotare. Următorul este al Andreei, care la fel desenează foarte frumos. Își fac de lucru și împărtășesc cu noi ce fac. Aici suntem în... o imagine, nu numai un print screen, ci și o imagine desenată de Andra, în care se vede și butonul de recording și doamna. Amuzant a fost că unul dintre copiii mei a zis: vai, Andra, e atât de frumos desenul tău, dar pe doamna ai făcut-o cam bătrână. Ne place să fim împreună. Noi cred că, da, și asta facem, citim foarte mult și arătăm ce citim. Au hotărât ei, au hotărât, m-au rugat, doamna, se poate într-o zi să le spunem colegilor despre cărțile noastre, să le povestim, să le citim fragmente din cărțile noastre? Și am stabilit că facem o sesiune în care citește fiecare un fragment care i-a plăcut cel mai mult din cărțile pe care le are. Ieri chiar am primit pe WhatsApp o poză de la Andrei, care mi-a spus: doamne, în sfârșit mi-a venit cartea pe care am comandat-o, iupii! Un iupi așa, care mi umple inima de bucurie. Mulțumesc, Ana! Aș vrea să te rog doar să ne mai povestești pe scurt despre întâlnirea pe care ați avut-o cu o altă clasă. Da! Noi ne hotărâsem să o vizităm pe colega mea, Daniela Lungoci, de la Suceava. Planificasem ca în școală altfel să avem o întâlnire împreună pentru că ei au un opțional extraordinar de frumos despre roboței, iar noi avem la școală un club de scratch și atunci am vrut să ne cunoaștem, să ne vedem mai de aproape, să stabilim o întâlnire între copii, dar cum nu am mai putut merge fizic, am zis haideți să ne întâlnim virtual și ne-am întâlnit în Zoom. L-am cam încărcat, am fost 45 de participanți și i-am întrebat pe copii, le-am cerut părerea, cum li s-a părut. Extrem de încântați să cunoască alți copii. Foarte bucuroși că au putut să se întâlnească virtual, chiar și virtual, dornici să se vadă și să lucreze împreună. Am stabilit un program pentru săptămâna altfel. Deja au început să facă avioane,
pentru că Daniela și clasa ei ne vor învăța despre frecarea aerului, despre zbor, despre tot ce fac ei, ce lucrează. Și noi suntem nerăbdători și încântați. Mulțumesc foarte, foarte mult. Am alocat mai mult timp activităților voastre, pentru că astfel participanții, cei care ne privesc, își pot da seama și unde ați dus focusul întâlnirilor voastre cu elevii, atât pentru a păstra legătura, cât și pentru a consolida și a exersa, inclusiv pentru evaluare. Aș vrea să vă întreb pe fiecare ce ați învățat din această perioadă. O să vă rog un singur lucru pe care îl considerați voi cel mai important. Alina, o să te invit pe tine. Cu drag. Pe scurt. Am învățat multe în această perioadă, dar pe scurt, așa și la obiect. În această perioadă am învățat că atât timp cât învățătorul și părinții înțeleg importanța colaborării și vibrează la unison pentru binele copiilor, magia nu are cum să întârzie să apară. Eu în această perioadă îmi simt părinții mai aproape ca oricând. Copiii la fel și tot ce facem acum nu s-ar putea realiza fără sprijinul lor necondiționat. Țin minte că după primul e-mail scris părinților despre planurile pe care le am pentru perioada aceasta când învățarea e dusă în sala de acasă, unul dintre răspunsurile primite a fost: doamna învățătoare, vă urmăm cu ochii închiși. Și acest lucru m-a mobilizat să merg mai departe și m-a făcut să înțeleg și să învăț că părinții îmi sunt aproape, necondiționat. Mulțumesc frumos, Alina. Diana, o să te invit pe tine. Da, și eu am aceeași părere ca și Alina și n-am să o mai repet. Într-adevăr, în această perioadă mi-am simțit părinții apropiați și copiii în special. Am învățat să colaborăm la distanță, iar acum învățăm să lucrăm pe acel Google Classroom. Mulțumesc frumos! Ana? Noi am învățat că suntem puternici împreună, că putem face orice, chiar dacă suntem departe unii de ceilalți. Am învățat că telefonul este un instrument puternic pe care îl putem folosi să învățăm în continuare atunci când nu se poate altfel. Am învățat că suntem o echipă și suntem o familie și că putem face față oricărei provocări dacă avem răbdare, dacă avem bunăvoință, dacă comunicăm și dacă avem încredere unii în ceilalți, copii, părinți și cu mine. Mulțumesc! Totodată suntem conștienți că există și provocări cu care v-ați confruntat în această perioadă. Care ar fi cea mai importantă și ce soluții ați găsit sau căutați în acest moment? O să încep din nou cu Alina. Mulțumesc! Eu chiar m-am gândit mult în această perioadă că începutul pentru noi, pentru mine, ar fi trebuit să fie simplu, pentru că elevii mei dispun de mijloace tehnologice, au conectare la internet, toți au un background solid în platforma eTwinning, utilizează aplicații la clasă, sunt alfabetizați digital, mulți sunt pasionați de tehnologie. Startul însă mi-a fost mie anevoios, pentru că m-am luptat cu propria rezistență la schimbare. Am avut momente când vedeam doar dezavantajele mutării clasei în mediul online. Am simțit și simt în continuare frustrare pentru că nu mai am același control asupra parcursului fiecărui copil și îmi lipsește enorm interacțiunea din sala de clasă. Însă, le-am depășit pentru că atunci când nu știu ce conținuturi și ce instrumente să aleg, mă raportez la specificul grupului și așa cum am găsit ancoră în baza lunară, găsesc ancoră oricând în grupul meu de elevi și astfel îmi scad șansele de a da greș. Copiii și feedback-ul lor mă ajută să rămân pe un drum bun. M-am obișnuit să merg pe nisipuri mișcătoare, mi se pare în regulă acum. E normal să mai simt că îmi fuge pământul de sub picioare și când conștientizez acest lucru îmi recapăt echilibrul și copiii, întâlnirile zilnice cu ei mă ajută să mențin echilibrul în această perioadă. Mulțumim frumos, Alina. Nu aș mai adăuga nimic, ci doar mulțumesc că ai ales să împărtășești cu noi această experiență. Cu tot dragul.
Diana, mă întorc la tine. Da. A fost o provocare toată perioada aceasta. Și noi la fel suntem obișnuiți să lucrăm digital, dar am întâlnit aceste platforme pe care nu le utilizasem până acum și normal că a fost o provocare pentru noi. Așa cum spunea Alina, faptul că copiii îți dau aripi, copiii participă cu tot dragul și vor să continuăm lecțiile în acest mod, ne motivează. Am avut și perioadă când ne-am conectat greu, dar am reușit să ne ajutăm unii pe ceilalți, pentru că avem și un grup de WhatsApp și am colaborat acolo cu toți copiii. Nu putea cineva să intre, imediat altcineva îi sărea ajutor, în ajutor. La fel, acest fapt că ieșim după 40 de minute, prima dată a creat mici discuții pe WhatsApp, dar deci am ieșit, m-a scos și așa mai departe. Dar acum ne-am obișnuit și consider că este mai bine așa, ne canalizăm pe acele 40 de minute, luăm 10 minute pauză și apoi reluăm. O altă provocare care este la început, pentru că noi de-abia acum începem să lucrăm pe această platformă Google Classroom și este o provocare pentru noi, dar încet, încet ne obișnuim. Mulțumesc frumos! Ana? Am întâmpinat aceleași provocări pe care am fost provocată în același fel ca și colegele mele, dar cred că cea mai mare provocare este să nu sărim calul, să alegem momentele pe care vom lucra, să alegem materialele cu care vom lucra cu elevii, să știm cât timp să ne oprim, să știm ce putem face, ce putem preda, ce putem consolida, ce putem verifica și cum. Dacă putem face toate aceste lucruri virtual, în mediul virtual, dacă nu le putem face, cred că asta e cea mai mare provocare pentru noi. Cum să facem lucrurile bine în folosul copiilor? Cum să alegem din tot ce există în jur, din tot ce ne bombardează acum, cum să alegem lucrurile care într-adevăr sunt de calitate, care într-adevăr ne folosesc, nu nouă, ci mai ales copiilor noștri. Cred că asta e provocarea, să știm cât e suficient și unde sărim calul. Mulțumesc frumos! Era și invitația noastră, de fapt, la echilibru și de asta am zis că venim aici cu experiența voastră. Pentru că am vorbit despre provocări, inevitabil apare și o discuție legată de motivație și întrebarea mea pentru voi ar fi cum reușiți să vă păstrați pe voi motivate și pe elevi totodată. Mă voi întoarce la tine, Alina. Cred că pe mine personal mă face să merg mai departe sentimentul de apartenență, faptul că simt că aparțin copiilor mei, aparțin comunității școlii 29 din Galați, care este puternică și noi nu uităm niciodată acest lucru, aparțin comunității Îndreptar Digital, aparțin comunității prietenilor mei. Eu sunt motivată permanent de copii, mă întorc la copii. Când văd fereastra Zoom umplându-se de zâmbete și aud, doamna, dați pagina, deși alesia sunt pe pagina cealaltă, pentru că eu nu știam că dacă se umple pagina, rămân copiii pe o pagină următoare, atunci nu am cum să nu-mi doresc să merg mai departe. Copiii sunt motivați de încrederea pe care le-o dă în forțe proprii povestea noastră, pentru că noi ne-am creat o mică poveste în baza lunară. Ei sunt cei 27 de astronauți care vor salva lumea. Cum fiind echilibrați, continuându-și cercetarea și având încredere în sine și în puterea grupului. Mulțumim tare, tare mult! Diana, cum vă păstrați voi motivați? Da. Noi suntem clasa a patra și urmau niște evaluări naționale. Nu știu ce se va întâmpla cu ele, dar una din motivații a fost și aceasta, să continuăm studiul împreună online. Dar nu numai acest lucru. Eu sunt o fire dinamică care nu pot să stau degeaba. Să stau degeaba în casă,
și să nu mă văd cu ei, să nu discut cu ei, să nu colaborăm, să nu facem ceva. Și atunci încerc să-mi organizez timpul, jumătate de zi este pentru ei, iar cealaltă jumătate este pentru familie. Deci ei mă motivează și în același timp îmi dau și putere să merg mai departe. Am fost mai scurtă. Mulțumesc, mulțumesc, Diana. Ana? Cum ar putea să nu mă motiveze copiii mei? Mă uit la ei cum lucrează în sălile virtuale și îmi imaginez viitorul. Un viitor în care va exista colaborare, așa cum ei colaborează. Va exista înțelegere și scopuri comune. Și clar, asta este motivația mea, o lume mai bună, cu oameni frumoși, cum sunt copiii mei acum. Iar pe ei, cum să-i motivez altfel decât iubindu-i, arătându-le că îmi pasă, că vreau să fiu cu ei. Bem ceai împreună, la noi nu sunt numai ore, noi ne întâlnim și în afara orelor. Uneori seara la 8 copiii vor să bem un ceai împreună, să citim. Desenele pe care le-ați văzut făcute de ei au fost făcute în activități de genul ăsta, stând pur și simplu cu un ceai, cu o limonadă, cu ce și-a dorit fiecare, stând de vorbă pur și simplu. Apoi, cum să păstrăm motivația? Fascinându-i, punându-i să exploreze, să creeze, cerându-le ajutorul atunci când nu mă descurc să fac ceva și arătându-le că viitorul este al lor dacă vor citi suficient, dacă vor învăța în fiecare zi, dacă nu vor renunța la lucrurile bune care se întâmplă, dacă nu vor lua ce este bun din tot ce ne înconjoară acum și nu este atât de bine cum ar trebui. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și sper din suflet ca mesajele voastre să ajungă la cei care ne urmăresc. Vom continua cu o serie de întrebări pe care le-am primit de la cei care ne ascultă și o voi ruga pe colega mea, Ana, să vă adreseze câteva dintre ele. Mulțumesc, Adela. Cât timp o să îți pun prima întrebare pe care te rog să adresezi cărei învățătoare consideri tu, îi rugăm pe cei care ne urmăresc să ne scrie în continuare întrebările. Întrebare legată de camerele Zoom, pe foarte, foarte scurt, dacă ne poate răspunde cineva cum se fac și dacă putem împărți aleatoriu elevii în ele sau cum au fost împărțiți elevii în aceste camere Zoom. Ana, o să te invit pe tine pentru că știu că ai exersat deja. Ai testat. Eu am exersat, am văzut pe Facebook, pur și simplu, la un tutorial al Claudiei Chiru, la o postare a Claudiei Chiru, care ne-a arătat exact cum se poate. Trebuie să intrăm în Zoom de pe calculator, nu în aplicație direct, ci acolo unde ne-am făcut adresa de Zoom. Mi-este destul de greu să explic fără să văd ce fac, dar oricine dorește, eu pot să vă las vouă imaginile sau link-ul respectiv. Există un butonel care te ajută să le desparți, să faci break rooms. Și apoi aleatoriu, deci tu poți să bifezi dacă vrei să-i pui tu într-o anumită ordine sau dacă calculatorul alege pentru tine. Nu este foarte complicat, eu pot să vă trimit link-ul cu imaginile respective și voi să-l dați mai departe. Perfect, mulțumim. O să preluăm link-ul dumneavoastră și o să-l punem în ghidul Zoom aflat pe școala pe net. Acum urmăresc să vă pun următoarea întrebare. Până revine Ana cu întrebarea, recunosc că am tras și eu puțin cu ochiul și există deja cereri pentru rețeta prăjiturii fericirii, deci o să putem să vă trimitem astfel de informații și pe grupul Îndreptar Digital, grupul de Facebook Îndreptar Digital, pe care vă invităm.
O întrebare, Adela, cum rezolvăm cu copiii care nu vor să intre, nu au cu ce să intre sau sunt mai mulți copii în casă la același gadget și trebuie să intre simultan la clase diferite? Este o întrebare puțin mai lungă. Doamnelor, dacă vreuna dintre voi s-a confruntat cu această situație, să aveți copii care nu au dorit să intre sau nu pot să intre? Sunt Alina. Personal nu am întâlnit această situație, nu m-am confruntat cu această situație, însă eu dacă am pornit de la bun început cu Google Classroom, am lăsat întâlnirile Zoom seara la 6, astfel am avut și sprijinul părinților și nu prea au mai fost alți frați, surori care să aibă sesiuni simultan. Cam așa a fost la mine. Chiar nu știu, ne informăm și căutăm și alte soluții împreună, dar deocamdată aș putea să propun sesiuni de după amiază, dar nu de predare. Eu, cel puțin, nu am ales să fac predare în această perioadă. Doar fixări și exersări, feedback. Deci o flexibilitate a programului, având în vedere că suntem acasă și putem da, să ne ajustăm da. Orele astfel încât toți copiii din aceeași familie să reușească să intre la diverse ore și mă gândesc că o colaborare inclusiv între profesorii de la școală pentru a-și alinia orele la care intră cu elevii lor. Mulțumesc frumos, Alina! Adela, dacă agenda Padlet poate fi instalată și pe laptop? O să invit pe Diana să ne răspundă. Da, eu am lucrat pe laptop în Padlet, iar copiii ei au intrat pe link-ul care eu l-am trimis în grupul nostru de WhatsApp. Avem separat de Zoom, separat de Google Classroom, avem și un grup de WhatsApp unde le trimit link-urile. Link-ul pentru intrarea online în Zoom, link-ul pentru acel Padlet. Deci eu l-am creat pe laptop, eu le-am trimis lor link-ul, iar ei au intrat direct pe link. De aceea am și ales varianta de a le realiza eu coloanele pentru a le veni lor ușor să posteze. Au acel plus sub numele lui, accesează plusul, pot face direct fotografie și postat direct în Padlet. Este ușor de utilizat, numai că în ultima vreme nu ți se mai permite să faci foarte multe Padlet-uri, dar eu având din urmă câteva, le-am înlocuit și le-am folosit pe acelea. Mulțumim, Diana! Noi am găsit altă soluție. Te ascultăm, Ana. Cu Padlet-ul. Au început să-l facă copiii. Fiecare își face unul și punem în el ce avem nevoie. Pot face până la 5 gratuit, așa că 21 de copii ori 5 avem suficiente. O idee foarte, foarte bună. Dacă mai avem altă întrebare de la cei care ne urmăresc, Ana? Imediat. Cât de frecvent ne recomandați să plasăm o sarcină online pentru copii din clasa pregătitoare sau în general în Google Classroom? Deci frecvența este întrebarea. Alina, din nou, bănuiesc că aș putea răspunde pentru că eu am clasa a doua, mă apropii oarecum de pregătitoare, segmentul de vârstă este apropiat. Eu în Google Classroom postez săptămânal, lunea găsesc copiii sarcinile, un text suport la română, o fișă cu exerciții sau o fișă cu aplicații și două jocuri. La matematică două exerciții și două jocuri, cam așa. Cu măsură, exact cum spunea și colega mea, Ana, până la urmă important este ca în această perioadă să fixăm ceea ce copiii știu deja, să ne asigurăm că nu uită prea multe, ca să nu o luăm de la capăt atunci când ne întoarcem la școală și dacă simțim că grupul mai vrea sau că ar mai putea duce, putem să adăugăm, dar eu cred că e bine să păstrăm o măsură, o limită.
minimă chiar. Mulțumesc frumos, Alina. Mă voi întoarce. La video. Cred că mă și vedeți acum, pentru că am petrecut împreună o oră și nu dorim să vă reținem mai mult nici pe dumneavoastră, doamnelor, nici pe cei care ne urmăresc, cu promisiunea că vom reveni, așa cum am spus la început, pe întrebările trimise de dumneavoastră, fie în articole, fie în următoarele webinarii pe care le organizăm. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet, Ana, Diana și Alina, că ați fost prezente alături de noi și să vă felicit pentru tot efortul pe care îl faceți, pentru că știm, ne cunoaștem de ceva vreme și știm că nu este doar de acum implicarea voastră. Aș vrea să mulțumesc și celor care au fost alături de noi, participanți, pentru deschidere și faptul că alegeți să faceți din timpul dumneavoastră personal și voluntar aceste activități cu elevii dumneavoastră. Ce putem să vă mai spunem este doar că vă așteptăm la următoarele webinarii, vă așteptăm pe școala.net.ro, vă așteptăm pe îndreptardigital.ro și suntem alături de dumneavoastră. Cam atât de la noi. Mulțumim și un weekend minunat să aveți!